Mă duc la petrecere, intru în petrecere, zic doamna directoare, unde? Este doamna directoare din bucătărie. Bă, să mă bată mama dacă vă mint. Așa, sățoasă, așa era. Mare, așa era, măricică, așa era, cu ochelari. Aia avea față de dirigintă în pula mea. Așa, și din aia de omoară copii pe în curtea școlii. Și este așa, mâncând, mânca ceva așa din bucătărie. Face, da, care e problema? Cum se numește podcastul? A fost o glumă. A fost, Bă, coaie, am uitat să zic. Bă, ăștia de la Digi îs idioți la creierul capului. Asta lucrează la Digi. Ce s-a întâmplat, domnul, cu ce mi-ai spus? Fii atent. Dar stai să începem podcast. Să mă fut, da, să mă fut. Sper să nu te dea afară pentru treaba asta. Câte bipuri mai ai pe podcast-uri? Retarzi, mă, îs chiar retarzi, mă. Deci a făcut Alan sesizare, că știi că stăm mulți în casă acolo, și a făcut sesizare să trecem, pentru că noi aveam o cutie din aia care era pe un balcon, cu cabluri vechi, care veneau toate pe balcon, și pentru că s-au închis terasele, trebuia să stai în pula aia să prinzi cablul la net, îl prindeai în geam, era nasol, știi? Și tot a făcut săracul sesizare din ianuarie, bă, băiatule, să vină Digiu să ne pună fibră optică. Am pentru înțeles. Că au și spus că am vrem înțeles. În zonă să punem fibră optică. Bă, și din ianuarie, că tot venim, că tot venim. Știi când au venit? Azi. Ca pe timpul lui Ceaușescu. 20, bă, 23 iunie au venit și au venit doar ca să pună net, pentru că au zis că de TV nu știau. Da, și a sunat-o pe aia, iartă-mă două secunde, da, să-mi vărs toate, toată spune. Și a sunat-o pe aia, că era lângă el când a sunat-o, de, am început să înjur, bă, băiatule, și nu, chiar nu-mi stă în caracter, când dau seama că omul ăla săracu n-are nicio treabă, că problema e mult mai sus și la toți tâmpiții purii mele, ca de obicei. Bă, și zice aia săracă la telefon că, păi da, da... Noi pentru TV, noi nu avem, stai mă, cum ai zis, nu impulsul, nu mai știu cum era. Semnalul sau ce? Semnalul pe fibro, nu putem să, păi și cine dă ăla? Păi din, trebuie să vă dea cineva drumul din sistem. Păi suna să-mi dea drumul din sistem. Păi da, dar nu pot, că nu știu cum să. Păi, trebuia să păi, cineva da, care păi cine știe. Trebuie să sun ca să, adică cine trebuie să, ca să nu mai zic în pula mea că la Digi și nu doar la Digi, dar oricine vine în pula mea să spună cabluri, să-ți facă nu știu ce căcat în casă la o firmă de genul ăsta, să vină dreacu cu o mătură în pula mea după ei și cu un aspirator, băga mea și pula, că am stat și am șters, am dat cu mopul și am aspirat și am mă fut și veneau și bă, și a venit omul pe și pe covor, era așa. Păi așa, bă, da, mi se pare că călca un ciudă, mă, era efectiv în ciudă, mi-am prășteat omolozul prin casă. Da, asta se întâmplă des, să știi. Bunicul meu a cerut pe cineva să vină să-i facă cablu, să-i cosmetizeze înăuntru și ei nu se ocupă de cosmetizare. Trebuie să-ți faci tu singur. Cosmetizarea, adică să adică zică... să-ți tragă cablu prin baghetă, nu? Cu tare. Baghetă, tot exact. Așa, zice Alan, dar baghetă n-ați venit cu baghetă? Nu trebuie să vină alții de la am nu știu ce pula mea, altă echipă da, care ține cu bagheta. Cu adică aia, deci tu ai venit să bagi 15 metri de cablu în casă și tu n-ai venit să pui baghetă în pula mea și îmi împrăști molos pe-n casă și aia la telefon era și nu știu că mai avea un pic și zicea eu nu lucrez la Digi. De pula mea, păi de ce răspunzi la telefon? De ce ești acolo? Nu pentru informații în să pula mea? Să facem un colaj la un moment dat cu toate. Un episod întreg, da? Cu alte tricouri. Că e ca de muștiucu. O să fie o dată. Asta aud în fiecare zi. Și să mă... Și să mă fuc și în Telecom, să nu uit. Da, și care au și vrut să mă acționeze în instanță. Da, da mă, pentru că nu aveam un problem. Deci ei îmi dădeau televizor. Eu plăteam la televizor la ei și la net și nu mergeau. Încă deau alea non-stop. Și am făcut, cred că, bă, 20 de sesizări am făcut, da. Și venea echipă peste echipă. Dar toți, bă, da, asta îmi place. Când vine o echipă, toți sunt deștepți cu ai. Toți, deci scot cartela aia. Păi asta e cartela veche de 2007. De când aveți abonament la mine? Nu știu, oare din 2007 în pula mea? Da, păi trebuie să sunați înapoi. Deci noi nu ne ocupăm cartele. Noi am venit doar să verificăm device-ul.
sunați acum la noi la headquarters și trebuie să vă trimit altă echipă pentru cartele. Și n-am mai suportat la un moment dat și am zis că îmi bat pula în abonamentul lor, am strâns tot echipamentul, că i-am zis, nu mai vreau, stop. Mai aveam 3 luni de abonament. Și am zis, nu mai vreau, stop. Trebuie să ne dați 300 de euro. Clauză, clauză de reziliere, probabil, da, așa da, se face. Da, clauză de reziliere că ei nu-mi acordă mie ce scrie în contract. Adică TV și net în pizda, mătii. Și mă duc cu echipamentul. Mi-ați dat paint. Nu plătesc și după aia primesc din aia cu aia. Că să ne dați banii, că vă acționăm în instanță. Bitch, poate... Asta trebuie, știi, să stai tu, drag, cu un tribunal. Asta îmi trebuie. Stau în tribunal cu Telecom și cu Digi, mă fut. Stai! Hai, stai! Da. Vrei să nu n-ai dai bani? Că-ți da? Ditai companiile, pișamaș, păi. Bă, dar nu înțeleg, bă, nu-și mai face nimeni treaba în țara asta, mă. Așa începe, bă, așa începe. Bă, nimeni nu-și mai face treaba așa în țara asta. Bine ați venit la un podcast, a fost o glumă. Nu, dar sunt de acord cu tine. Să știi că sunt, într-adevăr, situații în care nu se intervine când trebuie și suferim mai mulți din cauza asta. Podcast, dar tu înțelegi că 6 luni de când trebuiau să vină? Da. Bă, 6 friendly, au fost ceva dificultăți și n-au putut să vină. Bă, sau nu, ceva neînțelegeri, Florin, pentru că au venit, cred că au venit 5 echipe 24, în astea 6 luni, 24. Au făcut cu totul altceva. Știi de ce? Cu pentru că nu știau Gheorghe, unul despre altul nimic. Da. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți în continuare. Ăla nu știe de ce a venit ăla dinainte, ori vine al treilea care nu știe nimic de ceilalți doi. Păi și nu ar trebui să fie cineva care să se ocupe de discutat ăsta? La un moment dat în tichetul care se discută în timpul acesta, trebuie să le ia cineva la rost și să zică, bă, asta s-a întâmplat, asta e rezoluția, de fapt. Din moment în moment începem și podcastul propriu-zis. Gata. 3. Și nici să nu mă apuc să zic de ore. Așa, și nu uitați să dați like și subscribe. Nici să nu mă apuc, jur, să mă bată mama. Deci nu-și mai face nimeni treaba în țara asta. Dacă dar spui noi David ne facem cu argumente treaba. Nu, dar nimeni. Adică nu, nici nu noi, poți, da. Nu poți ca treaba ta să fie să sun, să ceri informații și să-mi spui exact ce pula se întâmplă și tu să zici, eu nu am informații. Păi dar noi avem informații aici la A fost o glumă. Primul subiect de... Bun. Mamă, ce m-am enervat. Mamă, ce m-am enervat. Păi da, normal, dă-i dreacu de proști. Nu, dar serios, de asta ne ducem în cap cu toții în pula. Proasta aia începe și arată machete în pula mea că ea... Acum se construiește. Păi în 4 ani morții tăi n-ai avut timp? Nu uita să cumpărați tricourile de pe site-ul nostru cu... Tricourile cu... Cu proastul... 4 ani ce pula mea ai pățit. Exact. 4 ani ai făcut catedrală futute în pizdă să te... Acesta este și... pe... Mesajul ăsta e pe Hanorac, da. Tricourul avem e și cu... căni și magnezi de frigider cu... Dați aș la pasaj. Porniți aș metrou în drumul taberei să ți-l pornesc. Luam ai scările rulante către pulă. Sper să rămâi într-o groapă din asfalt. Aia zic. Când te ia poliția locală de acasă să fie aglomerație la curul tău. Exact. Exact. Aglomerație la curul tău, tu zgura, mă. Gațiaș, bă, atât am doresc să-i dea Dumnezeu ăla care ar, dacă ar exista, ar fi în pușcărie cu bărbatul, să-i dea Dumnezeu numai claxoane, deci asta se audă non-stop. În fiecare zi, de când se trezește până se culcă, se audă numai claxoanele pe care le dă toată lumea în București din cauza infrastructurii. Și nu din cauza noastră că suntem în celelalte orașe, că mai sunt și alte orașe cu probleme. Nu. Să nu uităm de oamenii din Filiaș, să nu uităm de oamenii din Codlea. Bun. Să începem așadar. Deci e justificată problema. A fost o glumă 24. Da, e justificată. Da. Adică dacă plătești pentru niște vedeți servicii, că am scos linia de Pampers pentru copii cu A fost o glumă. Sunt convins că e justificată și nu am dubii. Adică când copilul face problemă, caca, se înverzește, a fost o glumă. Da. Apare A fost o glumă pe Pampers. Și zici, ce-a făcut copilul aici? De cuvânt că nu mai suport. Efectiv nu mai suport. Și nu înțeleg, deci nu știu care e soluția. Nu, nu uitați, vine Revelionul. Vine Revelionul, până vine Digi să spună fibra optică, vine și Revelionul. Până la mea ești nebun. Că era tare să anunțe în ianuarie, să vină în ianuarie 2022. Am venit cu fibra optică. Aveți și pentru TV? Ne vedem la anul. N-am știu, da.
Ne vedem 2024, că avem și pentru TV atunci. Nu avem semnal pentru TV. Păi cine dă semnal? Ce-i drept? Ar trebui să existe mai multe de astea, frate. Dacă ceva ți se întâmplă, ar trebui să se facă live-uri și toată lumea să zică ce li se întâmplă negativ. Păi numai că după aia se transformă tot în Facebook, aia e nașpa. Da, că pe Facebook toți zicem ce ne supără. Hai, dracu, să ne facem toți hai să facem un podcast cetățenesc. În care să vină lumea să zică podcastul poporului. Exact, o mișcare cetățenească și să spunem și să se strângă pula mea, nu știu, 10.000 de oameni. La o masă mare, așa. Nu, dar chiar serios vorbim, să fie o comunitate capabilă să acționeze în instanță pe toți mâiniștii ăștia care se pișe pe noi. Că de bătut nu poți să-i bați. N-ai cum. Nu poți să mă apuc eu să iau sabia mâine și să ies pe stradă să-i hăcuiesc pe ăștia. Că pula mea fac pușcărie pentru toată lumea. N-are sabie, e un pamflet, e o glumă. N-am. Dar dar îmi iau, dar am pistol. Da, pistol. Apă, splash, splash, splash. Apă, splash, splash. Nu, serios, asta mi se pare cea mai bună variantă și e legală și, bă, efectiv, tu ca primărie, tu ca companie de telefonie mobilă, tu ca oricine oferă servicii, nu ți le dă. Profitând de faptul că la cine să te duci? Monopolul, da? Te referi la monopolul. Unde te duci, mă? Da, și nu-ți dau eu și te superi tu că faci tu sesizări. Mă, piși pe sesizări. Bă, am făcut la Orange pe vremuri, deci am făcut nu știu câte sesizări cu aia. Ca să aflu după aia că nici campania aia de luase-mi telefon, nici nu mai era valabilă, mă. Și eu am plătit la Orange un an de zile. Eu am plătit la Orange. În schimb, toți, în momentul în care n-ai plătit, mesaj. Vă amintim că factura nu o plătești nici atunci telefon. Da, factura, da, serviciile morții tăi, serviciile alea de-mi cer tu bani, unde pula mea sunt alea. Bun, începem cu primul punct din primul punct e să dăm hai să facem vorbesc serios. Hai să fie cineva capabil ca să fie care să capabil, știe. Da, ar trebui ca ei să fie mai mulți și ca să nu poată să fie controlați de ceilalți. Pentru că în momentul de față sunt mult mai multe. Sunt mai multe companii adică care adică un avocat bun, mai mulți avocați buni, niște oameni care se pricep mult și care și toți stăcem ca proști în care nu pot să mituiesc cu bani, pentru că dacă e să rezum toți păi da, li se dă păsărică. Ce bă, din cauza ta am pula în numeri lucrurile în țara asta. Vreau unul să fac o asociație în asta cetățenească și doamna. Dar cineva mă că păi trebuie ceva să nu-i placă nici păsărica, să legeți? Hai să vedem, tu cum crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva? Să ia fi nu le mai dai bani, asta. Nu le mai dai bani. Cui? Ăstora cu companiile. Cine păi nu le mai dai bani, mă? Că nu le dai bani. Asta e exact ca la actor de tot zice Babluc săracul pe Facebook. Așa e și la ei. Mă duc pe 200 de euro reclama când de fapt ar trebui să-mi iau 3.000. Și strici toată piața. Așa e și aici. Mă deconectez eu. Uite, eu am plecat de la Orange. Și ori toată lumea, ori nimic, că nu are niciun mulți alții care vin și așa mai departe. Aveam abonament de 10 ani la ei. Și? Da, nimic. Adică pe cine a interesat? Ce? Păi bă, cu aia eu ajunsesem în situația de, știi că era vorba aia și tot exista legenda că dacă vrei să te trateze cum trebuie, le zici că tăi abonament. Da, așa este. Și brusc o să primești un telefon de la șeful. Șeful Digi pe România te sună și zice, domnul meu, am auzit că vreți să rupeți abonamentul. Ce s-a întâmplat, domn? Nu vreți o mașină? Vă place Mercedes? Vă aducem un E-Class mâine în fața ta. Și eu stăteam, deci am auzit legendele astea, stăteam cu ea la telefon la Orange și zic, eu vreau să termin abonamentul. Da. Și zice aia, da, ce să zic? Păi dacă asta e alegerea dumneavoastră, zic, păi asta e alegerea. Și mașina. Și zice, fii atent cu aia, deci am făcut la aia reclamație, noroc că după aia am dat și Insta Story și m-a sunat într-adevăr cineva de la Orange și a cerut scuze. Pentru că dacă nu făceam Insta Story nu mă suna nici pulea. Că și asta mă afectează foarte tare. Eu că am atâția oameni care și pe Facebook și pe Instagram și mă bagă în seamă. Dacă e maică mea, de exemplu, că săraca au țepuit-o în pula mea ani de zile. Vorbesc serios cu aia. Și pe maică mea n-o bagă nici pulea în seamă. Și sunt milioane de oameni în țara asta care pățesc căcatul ăsta. Ba așa, pula cu aia. Oprește-mi pula mea camerele alea și ai în pula mea să găsim soluții.
Bun, avem primul punct din, din podcast. Ce m-am enervat pe ei, mamă, ce m-am enervat. Primul punct sună așa. Puteți înlocui un membru. Nici nu mai am podcastul meu să mă exprim acolo, știi? Trebuie să vin la A fost o glumă. Bă, shit-ul ăsta e podcast în care râdem ca proștii și nu facem nimic în pula mea. Nu punem o cărămidă. Ia uite. Tot vrea să citească subiectele. Dă-le, dracu, că a trecut bacul. Ce alegeți? Hai să vorbim de lucrurile astea firești și normale care ne împlejmuiesc. Puteți înlocui căcatul ăsta în care trăim în fiecare zi. Puteți înlocui. Nu la mui. Dar uite, râdem ca proștii și anulăm tot ce am fost. Păi n-ai mai ce să faci, n-ai ce să faci, că tu în continuare te uiți la televizor. N-ai ce să faci? Tu în continuare suni de pe telefonul ăsta. Cum n-ai ce să faci, că murim ca proștii în pula mea în țara asta și doare pe toată lumea în pulă ăla cere păi și pagă 760.000 de euro. Păi și de ce nu cauți? De ce nu cauți firme de cartier, de televiziune și chestii? Trebuie să mai există, de codoare, antena parabolică. Hai să, hai să mergem la afacerile românești. La Gheorghiu și fiii să-mi pun net. Da, ăștia au fost cumpărați de Digi Orange. Ce pula mea zici, mă, acolo ești nebun? Păi nu există Gheorghiu și fiii, asta încerc să spun. Cum era Gheorghiu și fiii pe Titan? Monopol pe Titan, Gheorghiu și fiii. De unde ai nevoie? De la Gheorghiu și fiii. Păi dacă ți-ai parabolică, dacă ți-ai parabolică. Parabolică să ce? Să ai Wi-Fi, ești nebun? Parabolică, nebun, le prindem semnalul. Nu că ți-ai pula ta pe tine 5G-ul, îți dă coronavirus, dacă zici așa, să mă bată mama. Păi și stai mă, dar stai mă, că acum avem un reprezentant aici. Dacă eu mi-au parabolică de la magazinul de parabolică, deci fără să fie, nu scrie nimic pe ea. Din mol, așa. Da, trebuie să fie racordat la o societate de telecomunicații. Gheorghiu și fii. Exact. Dacă vrei ceva românesc. Tu dacă ți-e o farfurie de aia. Cineva frecvența aia. Exact. Tu o folosești clandestin, practic. Adică poți să prinzi, nu știu ce canale, dar n-ai ce vrei. Ca să ai ce vrei, trebuie un decodor de la în casă. Hai TVR în pula mea. Deci ei dețin monopolul de eu, nu poți mă la televizor fără ei? Da. Nu monop... da. Da, da, mă, da. Dar tu nu cumperi antena, tu ai nevoie de device-ul ăla care îți decodează. Dacă ai doar canalele. Antena fără device-ul ăla, ai nu știu ce canale bulgărești, rusești și turcești, mă rog, India și vezi filme indiene, da. Păi altfel ne luam toți legheane de metal și aveam... gratis. Da. Și ne puneam decodoare și furam Wi-Fi de la satelit. Păi și stai mă, dacă îmi fac antenă de-aia cu... de-aia. Cu nu, bară, nu dacă... Ba, da. Nu prii măcar TVR1? Ba da. Ba da, prins, cred că TVR1 prins. Eu încerc să te ajut. Eu încerc să te ajut. Nu m-a ajut deloc. Și net, de unde mi-au net? N-aia nu te ajută cu net. Atunci n-ai ce să faci, nebunule, doar să te enervezi. Să faci o asociație cetățenească. Mă, există, bă, protecția consumatorului, există avocatul poporului. Ce pula mea protecția, că eram în pula mea la... Unde eram, mă? La, nu la Piatra, la Brăila. Ne-am sunat la protecția consumatorului prima oară în viața mea, când aia de la hotel de acolo, cum o chema, mă, pe aia? Vai, ce... A plecat și Claudiu în pula mea și nu mai știu. Crezi că ai un folder în care îi treci? Nu, dar nu mai țin minte cum se numea hotelul, mă. Și în fine, a venit una... Nu v-am povestit niciodată? Bă, băiatul, deci am zis că fac atac de cord. Stăteam la acest hotel din Brăila. Bă, dar nu mai țin. Unul comunist, bă, băiatule, care e fix pe faleză acolo. Ăla cu petrecerea? Cu... Ăla cu petrecerea, dar nu mai știu cum se cheamă ăla. Așa, și? Pe da, dar aș vrea să dau și numele. Lasă că brăilerii știu, o să scrie în comentarii. Hotelul de pe faleză, comunist de pe Brăila, cred. Ăla, că... da. Da, nu cred că-s mult. Așa, și... a trebuit să... Am stat vreo două zile, că am avut show-uri acolo. La un băiat foarte de treabă așa la terasa lui și a zis el că bă, vă cazez aici că e mult mai aproape. A, știu bă, la deci, pe aia coborai, nu? Exact, coborai pe scările. Ok, ok. Bun. Și stăm acolo prima, na, comunist. Totul comunist, curățel așa, da, comunist. Băiatul ăsta săracu a încercat să-mi facă o surpriză și a luat apartament. Un apartament, eu cred că Ceaușescu a futut acolo. Deci așa arăta. Pe cuvântul meu de onoare, dulapuri din alea, cușile alea lăcuite, așa, știi? Băi, vechi, vechi, vechi. Bun. În fine, stau acolo în știe, era fix la etajul 1 toată treaba. A doua zi, nu mai știu ce, nu mă simțeam bine. Eram răcit și nu mă simțeam bine și am vrut să dorm. După amiază că aveam show o seară. Și când m-am pus în pat, tot era bubuială jos. Era nu știu petrece. Și era bubuială, bă, da, era bubuială, nu că nu-s bătrân în pula. Înțeleg, căcat, mă ascultăm muzica aia, dar era bubuială. Și cobor, dita-i petrecere. Zic, bun, zi lui Dan la recepție. Cum, știți cumva cu petrecerea când se termină și așa?
Zice, nu știu că e șefa acolo și nu știu când se termină. Domnea ei. Zic, bun, păi și eu ce fac? Eu aș vrea să mă odihnesc la ora asta. Că na, e, înțeleg că era, e cât 3. Era? 3. 3. Înțeleg că e 3, dar aș vrea și eu să mă odihnesc. Zice, nu știu, trebuie să vorbim cu șef. Și zic, păi vorbiți, vă rog frumos, cu șefa, ori să-mi dați altă cameră, ori nu știu, să rezolv. Dar eram super pe pace, pula mea, înțeleg, vă, na, distrație. Plecând mai sus, că avea 8 etaje. Bun. Trimite pe cineva după șefa. Și eu stăteam acolo și așteptam pe șefa. Băi, am stat 10 minute să vină șefa. Și nu venea șefa, mă. Și mă duc la asta la recepție. Zic, păi da, șefa nu vine, șefa. Și zice, păi șefa e la petrecere acolo, vă dați seama. Am ordin, așa a zis, coaie, în 2020, era, nu, 2019. Ieri. În 2019, în România, aia am zice, am ordin să nu fie deranjat. M-am mâncat să-și pula. Am zis că mi-a explodează o venă, mă, băiat. Zic, aveți ordin? Dar cine v-a dat ordin? Dumnea ei. Zic, păi duceți-vă și deranjați-o, că și eu am ordin de la mine să nu fiu deranjat în pula. Care-i hotel? Belvedere. Ce? Belvedere. Belvedere, mă. Hotel Belvedere, bravo. Așa. Și mă, zice, eu nu pot să trimit pe nimeni, că așa. Și mă duc la petrecere. Te duci, ai volat petrecere? Mă duc la petrecere. Intru în petrecere, zic, doamna directoare, unde? Iese doamna directoare din bucătărie. Bă, să mă bată mama dacă vă mint. Așa, sățoasă, așa era. Mare, așa era, măricică, așa era, cu ochelare. Aia avea față de dirigintă în pula mea. Așa, și din aia de omoară copii pe în curtea școlii. Și iese așa, mâncând, mânca ceva așa din bucătărie. Face, da, care e problema? Și păi vreau și eu să discut un pic cu dumneavoastră, dacă puteți să ieșiți. Ieșim, bă, coaie. Se pune, deci era canapea și fotoliu pe hol acolo, în fața recepției. Se așează așa pe fotoliu și mâncând ea așa, face, hai, luați loc. Iau loc. Înainte să șeapă fotoliu. Și zic, doamne, eu stau aici deasupra, la etajul 1, la nu știu ce apartament era, și aș vrea și eu să dorm. Și asta face, domnul meu, dă-i 3 după amiază, la ora asta vreți să dormiți dumneavoastră? A doua venă, deci am zis că mor. Deci directoarea hotelului îmi zice mie, stai, dormi la ora asta. Dar și la mișto așa. Zic, doamne, dar mă las la mișto un pic așa sau mi se pare? Păi ce ai, domnule? Dar brusc așa. Păi că te iau, păi și mă iei de la petrecere? Tu că moare. Încerc să mă calmez. Nu, serios, încerc să mă calmez, nu știu ce. Îi explic frumos că stau în hotelul ei. Camera e plătită. Și dacă e plătită, eu pot să fac ce vrea pula mea la orice oră. Orice oră. La 3 să-mi dau o labă și să fiu deranjat că altcineva își dă o labă. Pot să fac asta dacă vreau eu. Da. Bun. Așa. Și zice, se duce la... Eu am uitat să zic. Înainte de chestia asta, i-am zis să le ia de la recepție, că dacă mai continuă treaba asta și aia nu vine să vorbească cu mine și eu n-am cu cine să vorbesc și ea n-are nicio putere, pentru că are ordin să nu fie deranjată. I-am zis că eu plec de la hotel și sunt la protecția consumatorului. Bun. Vine asta cu mine și zice, hai să vă arăt alte camere, na. Dă cheia de la 7. Ia, ok, nu știu ce, cu mine în lift, așa, tremurat, dădea din cap, așa, că aveți așa o atitudine de... Zic, eu am atitudinea asta, eu am încercat să vorbesc normal cu dumneavoastră, pe lângă faptul că am stat să vă aștept 10-15 minute, că dumneavoastră n-ați putut să fiți deranjat. Hai, știți ceva? Deschide, bă, să-mi bat pula de zici că vorbeam cu o nebună schizofrenică cu aia. Și deschide o ușă, la etajul 7, zice, na, vă convine aici? Zic, da, îmi convine aici. Se aude muzică? Nu se aude muzică. Zic, mă duc să-mi iau bagajele și vin să mă mut aici. Mă duc în cameră, strâng toate bagajele, cobor la recepție. Asta la recepție. Am auzit că a sus mult mai obraznic decât v-am văzut. Doamne. Să-mi avut și o riglă în mână. Zic, poftim? Păi ce-s astea? Că sunați la poliție? Că ce sunați dumneavoastră la poliție? Bă, știi cum era?
Și am zis, nu, am zis la protecția consumatorilor și o să sun la protecția consumatorilor dacă continuați cu atitudinea asta. Vi se pare normal să-mi vorbiți așa? Unde pula mea trăim? Nu știu ce, mai dă două din alea. Bineînțeles, n-am mai putut la un dat. Am fost băga mea și pula în hotelul mătii și bă, deci era aia, înainte să fac eu chestia asta, aia urla la mine și a zis, ieși în gâtul mătii afară, nesimțitule! Ieși mai repede, nesimțitule! Și am fost să-mi bat pula în hotel, nu știu ce, Bogdan Cizma și era ăsta în spate, coaie Cizmaș, pe care l-ați văzut, e pula de slot, e leneșul ăla care merge ușor, nu deranjează pe nimeni, nu știu. Vine Cizmaș din spate cu, fă, ești tâmpită, tu așa vorbești cu oameni, tu țip la ăsta în pula, ești bolnavă, că stau aici 5 minute și țip la el. Sun la protecția consumatorului. De câte ori credeți că am sunat eu la protecția consumatorului Brăila? 6 ori. De 15 sau de 20 de ori? Și nu ți-a răspuns. Nu a răspuns nimeni. Protecția consumatorului Brăila pe Google are 2,5 stele. Deci statul cu aia, da? Eu n-am avut, și nu zic, să mă sune cineva înapoi, pentru că asta avea și atitudinea. A, nu s-a răspuns? Nimeni! Aaaa. Și asta avea și atitudinea, de sună fătus mulți. Dar pe ea știa, clar, știa, da, că nu e... Când ai să faci. Probabil era cineva pe acolo. Bă, dar așa mă enerva, erau niște doamne acolo la petrecere, bă, super ok cu aia. Am stat cu dumnealor la țigară. Le ziceam, bă, nu-mi vine să cred că se ajunge la așa ce... Aia să urle la mine că eu nu pot să mă odihnesc în camera mea, tu ești nebun. Și alea făceau, da, n-ai, comuniști. Bă, cu aia comuniști. Mâncați-și în 2019. Și asta e frustrant, că dacă n-ai ce să faci... N-ai ce să faci, mă. Pleci. Că ai drept, pleci. Am păi plecat. Da, pleci, dar ce ai rezolvat? Că n-ai, tu n-ai câștigat nimic. Păi tu n-ai putut să faci nimic. Poți rezolv nimic. E că... doar un pas o bați, cred că e atât. E. Mamă, da, poți cât mai aveam? Cine pierde dacă o bate? Păi da, Doamne că ferește, în primul rând tu ca om. Pierde. Tu clar, ca om clar, pierzi. Dar da. Dai într-un căcat, efectiv dai într-un căcat. Bă, să mă bată mama, dai și... Nu mai spun, femeie, și dacă, măcar dacă era bărbat. Dacă era bărbat, măcar aveam și eu, măcar o palmă tot îi futeam. Asta zic. Jur. Bapule, da. Cum bă, îți permiți, mă, să vorbești așa? Da, coi, normal am plecat în urlete. Aia a fost cu bieșezi că vă omor, că nu știu. Bă, coaie, zici că era baba mafiotă. Prima oară când ajung așa ceva să fac, adică de obicei ăștia nu ar mai safe așa, adică... Nu mi-a venit să cred. Clar avea și femeia la produs în hotelul aia, cred că era și matroancă ceva. Nu știu cu aia. Deci Hotel Belvedere, dacă vreți să vă faceți nervi, mergeți acolo. Liniștiți. Dar după aia s-a întors la petrecere? Da, mă, s-a întors la petrecere. Da, nu cred că a avut nicio problemă. Tremura din da, cap așa și s-a dus la petrecere. Da, nu-i interesant. Ați-am zis cum a ieșit atunci. Așa. Ia ieșit așa, mânca. Da, însă. Ce e domnul meu? Vreți să dormim la trec? Da. Bun, pe ăsta a fost podcastul. Aia a fost. A fost o glumă. N-a fost bun. Deloc o glumă, să-mi bat. Hai mă să... Ce? Ce să mai... Păi n-are mă, n-are, are. Jumătate de oră, 40 de minute. Nu cred că am vorbit atât. 30 de minute. Serios? 30 de minute. That was a rant. Îmi pare rău că m-am dus să... N-are rost. Hai să mergem pe asta în continuare dacă tot și căcat. Mamă, dar ce mamă. Dar mai ai povestiri de genul, din păcate. Mai am. Da, mai da, s-au spus aia cu căcatul pe perete, cred că aia s-a mai zis. Căcatul pe perete nu s-a zis, nu. Dar nici n-aș vrea pentru că e vorba de un prieten. A, nu, are glumă, are glumă Geo, da, mi se pare că s-a zis. Da. Da. N-aș vrea să o spun nici n-ai ce să le faci. Uneori n-ai ce să le faci, ești neputincios, îmi barbi cealaltă. Cu asta ce puteai să-i faci? În Brăila. Să sun la protecția consumatorului să și să vină nimeni. Cineva de la protecția consumatorului da. Să vadă ce dacă era, era. Dacă chem poliția, poliția face ceva? Ce ai cu aia, dacă chemam poliția, poliția și dacă venea și unul din ăla... Păi mă, dă afară la... din hotel, nu mă lasă să mă folosesc de bunul pe care l-am plătit. Afară, bă. Ba da, ieși și morții, vă-te afară. Păi stai mă, dacă vine să-l agreseze fizic, da, atunci poți să chem poliția, dar se înjurau și el oricum și el voia să plece. Păi știu, da, chem hai, poliția și spui că uite, nu pot să mă folosesc de bunul pe care l-am nu plătit. Nu poți să sun la poliție, să zici că e gălăgie în hotel. De asta există protecția consumatorului, ca să sun la ei, pentru că... Cum nu poți să sun poliția, zici că e gălăgie în hotel? Bă, coaie, dacă aveam în ciorbă un coi, așa, eu sunam la protecția consumatorului. Dacă tu, serviciile pe care tu mi le oferi, nu sunt alea pe care... Dacă...
peste protecția consumatorului, cine e? Că trebuie să fie cineva de sun și zici, bă, ea nu răspund acolo la protecția consumatorului. Da, nu, serios, Iohannis. Adică o, știi, păi o nu, e ca și autoritate mai nu mare. Nu prea ar trebui să fie, că dacă nu-ți răspunde la 112, ce faci, unde suni? Cam aceeași întrebare. Unde sunt dacă nu-ți răspunde la 112? Cam asta e și cu protecția consumatorului. Că da, e top. Nu, da, e top. Ca reprezentant al statului. E o instituție statului foarte mare în fiecare oraș, care ar trebui să fie foarte promptă și prezentă. De asta e vorba de siguranța clientului. Nu se schimbă nimic. Deci a plecat PSD-ul, a venit PNL-ul, e fix același căcat cu aia. Serios. Păi gândește, tu ai văzut aia, mă, cu ăla de la PNL care dădea bacul. Bravo lui, de fapt. Da. Ăla a dat bacul, mă, la 47 de ani, mă, de la PNL. Bă, bravo lui. Bravo lui, că mulți de la PSD nici nu-l au. Adică nici nu-ți dau, ce-ți mai dă-l, bă, gămești, drec. Dar la avocatul poporului, dacă suni. La Victor Ciorbea? Nu mai e Victor Ciorbea. Nu, eu, domnule, am stat de vorbă cu ea, m-a rezolvat. Cu ce te rezolvă? Cum m-a rezolvat? Mi-a niște informații să... Adică ce să fac? Mi-a zis... Deci femeia, am sunat-o, jur, am sunat-o în podcast, pentru că mă enervase ăștia cu o stradă, că au băgat țeavă și au lăsat strada de ampulea total, înțelegi? Că ea vin și bag țeavă și pleacă. Nu mai pun asfaltul și ce. Și m-am enervat ca și tine și am zis, bă, unde sunt? Ia sunt la avocat poporului și mi-a răspuns. Și a stat de vorbă cu ea și mi-a luat datele și mi-a zis unde ești, nu știu ce, și a zis, duceți-vă acolo, faceți plângere acolo, faceți plângere acolo și nu o mai lăsa să închid. Și s-a rezolvat ceva? Nu! Păi, dar măcar nu, trebuia să mă duc eu să fac chestia. Adică ea m-a sfătuit ce să fac în situația respectivă. Ai depus plângeri? Nu, a depus ea de la bloc. A depus ea de la asociație. S-a rezolvat ceva? Cât de cât un pic. Au venit și au mai nivelat pe acolo, pula mea, nu știu ce. Dar important este că asta mi-a răspuns, că nu mă așteptam să răspundă. Mie mi s-a părut incredibil cum au deci ani de zile, na, stând în București totuși de câțiva ani, vezi că treci cam pe aceleași străzi așa. Bă, și trecând pe aceleași străzi, vedeam cum defrișau ăștia străzi degeaba. Da? Bă, degeaba. De la un an la... Hai să zicem, într-un an au fost într-adevăr probleme la țevi. Să zicem. Bă, dar în al doilea an, iar probleme la țevi? Păi înseamnă că nu ți-ai făcut treaba, mă. În al treilea an, iar probleme la țevi? Cum ziceau ăștia, tot așa, sectorul 3, cu copacii. Au pus copaci, nu știu dacă ați văzut, dar nici n-am... Poate că au o stumă de din aia, poza aia. Au pus ăștia copaci în sectorul 3. Și în loc să lase măcar pătratul ăla, știi, de pământ și așa, i-au pus beton cu aia acolo. Și mureau copaci. Și ce făceau când mureau copaci? Veneau cu alți copaci. Și făceau ce? Zăpau iarăși? Cât crezi că... Da, mă. Cât crezi că au costat copaci? Niște sute de mii de euro. Cum? Dublă bordulă. Tripă, de triplă bordură. E tortul ăla din borduri, știi că... Băi, ești nebun. De asta zic, măcar ceva cetățenesc, pentru că asta clar e soluția. Adică nu poți să mergi la... Uite, acum veneam în rond, știu că au și, le au și ei pe ale lor, nu vreau să mă bag. Dar zic așa, ca fapt divers, m-a deranjat. Era unul cu NF150, când își place o mașină, cred că de asta m-am enervat, parcat în rond cu aia, la Roman. Bă, două poliții, două mașini de poliție rutieră, acolo. Vreo amendă, ceva, vreo? Nu. Mai știți că acum un an a zis doamna primar că gata, nu mai parcăm pe, prin locuri, că se ridică mașini. Cât a durat cu aia? O săptămână. Vă zic eu, am urmărit. O săptămână. O săptămână s-au ridicat niște mașini, așa. Tot ale vai morților lor săraci. Un Golf 4 din 2002. Jur, mă. Bă, nu se poate, mă, tată. Bun. Vă frumos că mai trebuie și de astea din când în când. Mai trebuie. Bă, dar îmi pare rău, serios, am strâns atât de multă frustrare, mai ales cu perioada asta cu pandemia. Puteți plecați, că stau eu și zic. Mai ales în perioada asta cu pandemia, în care coaie aveau atâta timp să iasă, să traseze măcar niște dungi morților pe la Unirii și pe toate bulevardele principale. Bă, atâta, nu zic, nu hai să repar. Că nu care-i banda și unde să stai. Da, mă, coaie. Bă, măcar atâta, trimite-mă echipajul aia, că e gol Bucureștiul două luni de zile, mă. Fă, mă, pula mea, atât, mă, ce pula mea așa greu, mă, futu-s gura, mă, e clar. Deci e și prostie, dar și răuvoință, bă, băiatul. Păi da, dar și după aia ce să mai facă 4 ani? Că le la fac intersecția pe toate de la Tristor sunt niște semafoare complet desincronizate, pentru că sunt, nu exagerez cu nimic, sunt 3 accidente pe săptămână minim în același loc, pentru că unul pleacă prea de vreme verde. Băi, și nu, da. Și nu se ocupă nimeni de căcatul ăsta. Nu vezi cu aia când pula mea sunt 20 de accidente într-o lună. Clar e o problemă la semafoare acolo, că ăla are verde, ăla are roșu. Ei zic că șoferii sunt proști.
Nu, e o problemă acolo. Și nu se ocupă pe nimeni. Pe nu, asta zic ce mi zic se pare incredibil că nu se ocupă nimeni. Eu zic ce zic asta. Asta e țara, adică... țara atenție cade tencuiala. Deci în loc să te duci, să pui morții tăi, să faci ceva cu tencuiala, tu lași 4 ani, tu lași așa un afiș. Atenție cade tencuiala. A, mersi frumos. Atenție cad pietre. Asta e țara. Atenție cad pietre. Pune morții tăi în până că sunt zone în țară, aia, da. Da, nu plasă, că plasa aia așa s-au prăvălit bolovanii pe mine, pe Valea Olimpului. A, era plasa aia din... Da, prin plasă. Da. Și plasa a venit ăla de la poliția rutieră, săracul, care oamenii de la rutieră au fost, bă, super drăguți atunci. Eu nu puteam să mă mișc, efectiv, eram țintuit în patul ăla, când m-au dus cu ambulanța la Râmnicu Vâlcea, și au venit polițiștii și au zis că așteptau să se întâmple așa ceva. Pentru că de 20 de ani... Păi, dar e ce să facă mărutia? Sunteți conducătorul autovehicul norocos. De 20 de ani nu am venit nimeni pe la plasele alea. Deci alea erau mucegâite aproape cu aia. Îți dai seama, 20 de ierni, 20 de înghețuri. Ce să facă, mă, trebuie și plasa? Trebuie schimbate, trebuie trebuie... Normal. Dacă l-au făcut acolo, cum mergi pe Dunăre, așa, spre Timișoara. Că au pus în plan, au betonat pe toată treaba aia acolo, știi? Da, da. Sunt soluții, adică chiar sunt soluții. În schimb, asta mi se pare, ăștia de la CNADNR sau cum se mai cheamă acolo, bă, zici că nu au copii, mă. Bă, jur. Dar ei nu umblă, mă, pe unde umbli tu. Fitu, nu o ia pe vat, dar pe unde o iei, mă, cu aia? O iei pe Brașov de fiecare dată? Nu, dar serios, dar nu moare, nu te gândești? Măta, ia măta în pula mea mașina, doamna primar, și să jupe gâtul într-o groapă în pula mea, sau face accident la Dristul. Nu umblă, mă, pe acolo. Nu știu, mi se pare că e un absurd. E de podul, un absurd podul de la Fundeni, de la spitalul de la Fundeni, care trece spre spitalul Fundeni. La intrare în pod e o groapă așa că ține podul de lungă. Și după ce cobor podul e iar o groapă așa lungă cât ține. Ca să te întâmpine. Deci nu poți să intri nici ok, nici nu poți să ieși ok de pe podul ăla. Sură sau groapă. Și se întâmplă asta, cred că văd 4-5 ani. Nu vede nimeni căcatul ăsta, adică coaie, nu trece nimeni pe acolo să vadă, bă, nu e exact, ok podul ăsta în pula mea. Exact, mi se pare incredibil. Știi că e, dar nu mai știu în ce zonă, e o stradă care e principală, e clar principală. A, după OMV-ul ăla, dar nu mai știu cum se numește zona aia, la Pipera, așa, și cum mergi de la OMV, o iei spre, nu spre București, în partea aia la altă, știi? Da. Și ăla pare drumul principal. Ei, la un moment dat, ăsta devine cedează. A, da, știu de care vorbești. Pentru că e o stângă, au pus și semafor. Pe unde pentru că acolo stau ei. Stă niște... Da, da, serios? Da, 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 da. Stă un băiețaș sau niște băiețași acolo. Stau deci niște un bulevard de vreo 4 sau 6 benzi, cred că 4 benzi. Cred că de 4 benzi. Care la un moment dat intersectat e ca de o străduță, drumul mă, național și de străduța aia are prioritate? Da, da. Ea n-a fost cu prioritate, dar acum 2-3 ani au fost mai... cu prioritate. Da. Și mai nou, da. Deci avea cedează. Deci tu când ajungeai acolo aveai cedează, fii atât. Și au pus semafor, mâncați. Acum e semafor, nou țiplă. Știi cum e? Strălucitor. Comunist, da, și, se face și ne uităm acolo cu toții la Cernobâl și suntem să-mi ba pula comunismul ce a făcut. Doamne, asta nu e încă chiar așa, da, că încă putem să ne exprimăm, dar asta trăim. Și în momentul în care se exprimă cineva, ai și pui pumnul în gură. Că de ce morți, mă, tot ai noștri, știi? Nu. Bun. Haideți să închidem pe aici. Acest ton optimist. Urmează partea a doua. Nu, dar serios, adică dacă sunt oameni capabili, nu știu, și au idei și vor să facă ceva, hai dracu să facem ceva, să moară, mă. Sunt care fac, chiar sunt care fac. Eu știu că e sunt că oameni care fac spitale în... săraci, din strâng ei fonduri, da, 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 și după, da, 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 aia vine doamna primar și zice, da, cineva a dat teren. Bă, zice aia, da, cineva a dat teren. Bă! Nu poți, mă! Mă, nu poți, mă! Primarul din Peștera, care a făcut acolo țiplă, nu e invitat nicăieri la niciodată de asta de... Hai să-l chemăm la un podcast. Știi că se adună mai mulți primari din, da, regiune când trebuie să facă ceva, pe el nu-l cheamă nimeni. Hai să-l chemăm la un podcast. A dat tablete grații, a făcut străzile, a făcut școala, a făcut biciclete la copii, la tot ce... Bă, țiplă arată, să fac ce. Nu-l cheamă, bă, nimeni. Mi se pare că l-am și văzut, dar nu știu dacă e Peștera, nu mai știu. Dacă... Așa se numește. Clar e că l-am și văzut într-un interviu. Bă, și omul nu pare, da, că duce prost, mă. Nu, nu. Adică nu. Bă, e clar că poți să ții și niște bani, dar să faci, da, da, faci la tine acasă, mă.
Adică nu e ca și cum eu s-am angajat și trebuie să fac în orașul de la 200 de km. Îmi fac în jurul meu, adică îmi fac aici, știi? Nu dau un gropi la mine acasă. Da. De asta când mai dau într-o groapă, cum ziceți voi, că bă, da, asta nu trece pe aici, de fiecare dată mă întreb la fel. Bă, dar nu trece pe aici, pentru că sunt bulevarde principale, nu? Da. Bă, dar nu trece pe aici. Mai spune trece dacă moment, nu-i mașina ei, nu a cumpărat-o ea, nu-i pasă, e da, de serviciu, corect. De nu știu ce... S-a stricat Loganul, merge. Știi că mai vorbeam la un moment dat să deschidă multe magazine de astea, Lidl, Mega Image, da. În zona lor unde sunt. Ai văzut că e tot ok, străzile sunt ca lumea asfaltată, să se facă multe de astea și atunci străzile sunt mișto. Da, știi, să ia Kauflandul să facă străzile în România. Sau să exact. Ne mutăm cu toții pe lângă parlamentari. Să furăm, să dăm și noi în cap. Păi ce pula mea mă de acum? Eu am zis, deci atunci când era vorba de să iasă Dăncilă, bine, e un căcat Dăncilă, Iohannis, să mă bată mai, e o diferență acolo, într-adevăr, dar... De nuanță. Stânga sau dreapta. Exact, de nuanță e. Și am zis că, bă, dacă se continuă cu asta, bă, asta trebuie să faci, mă, la un moment dat. Adică, bun, nu ai altă rezolvare, păi de ce să mă frustrez eu, mă, care am muncit ca bă atâția ani, când îl văd pe altul că fură super lejer sau altul că cere mită 760.000 de euro. Păi nu încep să fac și eu la asta. 760.000. 760.000 de la Unifarma sau cum până aia se cheamă. Cu aia. A, de mult asta, da, știu. Numai acum, mă, cu așa. COVID-ul, mă. Bă, băieți, hai mă să vă citesc, să mă bată. Ăla care a cerut mită ca să, cu fabrica de măști și... Deci tot ca să moară omul, bă, ești nebun. În calitate de director general al CN Unifarm SA, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 de euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca Unifarm, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID-19, adică 250.000 de combinezoane, 3 milioane de măști chirurgicale. În contextul ăsta, că tot zice lumea, dar de ce să donez eu, mă, să facă statul? Păi uite, mă, ce face statul, băi, pulă. Statul se pișe pe tine și pe maică ta și pe sorta dacă e în spital. De asta să donez coaie, pentru că ăsta cere bani ca doctorii să fie protejați în spitale, coaie-mi.